Cred că am intrat cu încredere mai multă. Un nou an înseamnă un nou început. Am început să privesc la greșelile pe care le-am făcut în anul precedent, și anul acesta nu-mi rămâne decât să le șterg cu buretele, cum îmi place mie să zic, și să fiu concentrat pe acest aspect, să nu mai existe greșeli, să mă pregătesc cât de eficient se poate, și mai apoi să ajung să concurez la cel mai înalt nivel. Canoistul Cătălin Chiril a început anul 2024 cu un singur gând, cu cererea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din această vară. Sportivul Clubul Steaua se află din 3 ianuarie în pregătire la Complexul Sportiv Național Nicolae Navasart și nu se dă de la niciun efort pentru îndeplinirea marelui vis. Campion mondial și european, Cătălin Chiril se antrenează în această perioadă a anului în condiții speciale alături de colegii din lotul național. În această perioadă facem pregătire de bază, ne pregătim în bag, văslim specific, E un lucru foarte important, e îmbucurător că avem acest bac. Domnul antrenor l-a redeschis după mulți ani în care a fost acoperit de un ring de box. Aici, practic, unde ne aflăm acum, a fost un ring de box și bacul era nefuncțional. Însă, inspirația domnului antrenor a fost la nivel mare, după anul 2021 a redeschis și a repornit aceste antrenamente care s-au dovedit a fi eficiente. 2024 e anul olimpic, e mai mare presiune acum? Sincer, presiunea foarte mare a fost în următorul an după ce devenisem campion mondial, pentru că îmi doream să confirm. Acum că am toate confirmările, Rezultatele pe care le-am obținut, clar, n-au fost întâmplătoare. Mi-am dat seama că au venit în urma tot ceea ce am lucrat. Toate antrenamentele sunt eficiente. Nu văd de ce aș avea mai mare presiune la aceste două competiții, pentru că urmează și campionatul european și jocurile olimpice. Ce ar însemna pentru tine cu cererea unei medalii la Paris? Întâi de toate, ar fi un vis împlinit. Este confirmarea poate de care nu mai am nevoie, însă e un rezultat care îmi confirmă că tot ce am făcut până în acea zi, până în acea competiție a fost bine. Gândindu-mă că sunt jocuri olimpice și pe lângă toate acestea, mă gândesc la marii sportivi, cum ar fi doamna lipă stau și mă gândesc că Dumnezeu își numără medaliile olimpice, vreau și eu să ajung la acel nivel în care să nu mai pese, eu știu, între ghilimele despre campionatele mondiale și europene, să mă gândesc doar la Jocuri Olimpice. Se a închipuit în ultima vreme, măcar o secundă, momentul în care urci pe podium la Paris? Da, mi-am imaginat. Mi-am imaginat de câteva ori cursa. Mă gândesc foarte mult vizualizez momentul de după cursă, cum poate fi. Bineînțeles, mă gândesc că într-o notă pozitivă îmi doresc să fie cu reușită și cred că toate aceste gânduri vor lucra la acel rezultat pozitiv la care visez. Dublu campion olimpic în 1980 și 1984 la Moscova și Los Angeles, Thomas Simionov îi vizitează despre pe sportivii români aflați în pregătire la Znagov și nu se ferește să le ofere sfaturi din vasta sa experiență. Despre Cătălin pot să spun numai lucruri bune. Este un băiat cu minte, muncitor. Îmi place de el când, că, că nu se ocupă de alte, de alte treburi în timpul liber, în weekend, de exemplu, are pasiunea asta de, de pescuit. Și este foarte bine pentru că este o relaxare totală, uită de, de acea muncă teribilă, nu zi de zi, săptămână de săptămână, se adună luni. Și este foarte bine, deci e o relaxare, eu i-am spus că e bine ceea ce face. Cum îți schimbă viața câștigarea unei medalii olimpice? Da, nu se descrie, nu se poate descrie în cuvinte, eu va mai, V-am mai povestit la Olimpiada din 80, domnul Țopescu, Dumnezeu să-l odihnească. Ne-au uh, dat lacrimi, mai ales mie, că era prima Olimpiada, Ivan deja era uh, la A4, -a, da? Uh, și mi-au dat lacrimi așa. Și domnul Țopescu m-a întrebat mai dar ce, ce erau cu lacrimea de la sudare? Nu, domnul Țopescu, de fericire. Deci nu, nu pot să dă. Și pe momentan nu Nu-ți dai seama, dar după ce trece timpul îți dai seama ce ai re realizat. Și atunci abia încep să te bucuri de, de performanța respectivă. Ce sfat îi dați lui Cătălin, acum cu câteva luni înainte de Jocul Olimpice de la Paris? I-a spus să, să se îngrijească de el ca sănătate, iar restul... Să respecte programul, sunt alături de el și de ceilalți dacă au, au nevoie să nu evite să, să mă cheme. La Jocurile Olimpice de la Paris din acest an, probele de caia ca noi se vor desfășura între 6 și 10 august.